Bună seara, domnilor! Bună seara, domnilor! Împreună cu colegul Cristian Român, l-am invitat pe unul dintre, poate, cei mai importanți educatori în domeniul învățământului politehnic și profesorul Ioan Dumitrache, fost rector al Universității Politehnică a București, cercetător cu state vechi de servici și, cred eu, mai ales, repet asta, un mentor și un educator pentru multe generații de ingineri. Stimate domn profesor, încep prin a spune că am fost martor la momentul în care s-a introdus practic, deci nu numai teoretic, ci și practic, cercetarea științifică în învățământul superior. După asta a pornit-o. Asta s-a întâmplat când acum vreo 15 ani, 16 ani. Simțiți că ați mișcat pionii înainte suficient, că contează ce se întâmplă acum în cercetare? Acum, cercetarea în învățământul superior s-a făcut și înainte. S-a făcut, aici, acolo. Noi am încercat, odată cu înființarea Consiliului Național al Cercetării din Învățământul Superior, să structurăm puțin activitatea și să o punem pe un traseu, astfel încât forța intelectuală disponibilă, resursa umană calificată din Învățământul Superior să fie valorificată eficient și din punct de vedere al cercetării și nu numai pentru educație. De altfel, orice universitate care se respectă desfășoară activitatea de cercetare consistentă și marile universități ale lumii sunt cele care au dat premiile Nobel, sunt cele care au reușit să realizeze mari descoperiri prin personalitățile pe care le au în învățământul superior. O școală superioară fără cercetare nu poate fi calificată ca o școală de înaltă ținută academică. Este motivul pentru care am militat și militez în continuare ca universitățile românești, sigur, nu toate au putința să o facă, trebuie să se apropie mai mult spre cercetare, să organizeze eficient activitatea de cercetare și să rezolve probleme astfel încât să fie în concordanță cu cerințele evoluției științei și tehnologiei. Deci am putea vorbi că odată cu lansarea acestui consiliu s-a încercat o reorganizare, o regândire a modului cum să se desfășoare activitatea de cercetare, cum să gestioneze activitatea de cercetare în învățământul superior. Dați-mi voie să nuanțez puțin, pentru că sunt alături de și ce fac universitățile și ce au făcut instituțiile de cercetare de multă vreme. Sigur că profesorul Gutare, cunoscut, își lua studenții și îi ducea la practică și în laborator. Iau un exemplu. Profesorul Dolphy Dreamer, de pildă, am asistat și am filmat în laboratorul de sudură fel de lucruri interesante. Studenții erau pasionați. Asta s-a întâmplat, nu vă spun câtă vreme, cu câtă vreme în urmă. Dar nu era cercetare, deși câteva elemente erau de pildă erau metale diferite pe care le suda cu un alt electrod și acela diferit, deci era o încercare. Am asistat la Timișoara, după cum am asistat și la Iași, mai ales la Politehnică la Iași, la tot așa încercări în care studenții erau antrenați, duși la... Dar nu simțeai că era nou să poate... Nu era pus în ecuație. Asta vreau să spun. Oricum ce necesiți dumneavoastră, dintr-o dată lucrurile s-au așezat, așa trebuie să se întâmple. Nu peste tot, cum spuneți, dar sunt locuri în care se poate întâmpla. Sunt profesori pe care i-ați spune cu tare și are deja 3 studenți și i-a dus înainte spre brevetare, spre inovație, spre, hai să spunem, nu invenție, dar spre inovație cel puțin. Nu. Sunt foarte multe colective în universități care au tras tineri cercetători, copii foarte talentați, i-au implicat în cercetare, au devenit cercetători, împreună au descoperit, împreună au dezvoltat programe de cercetare. Aș vrea să dau un exemplu doar. În domeniul roboticii, pasiunea copiilor este foarte mare. Și la tineri, și la elevi, dar și la studenți, acolo unde găsesc un robot și văd că se mișcă și răspunde la comenzi sau desfășoară activități în mod autonom, aceasta îi determină pe tinerii studenți dornici de nou să participe. Deci avem colective de robotică mobilă și în Politehnica din București, și în Politehnica de la Timișoara. Și am fost în laboratoarele dumneavoastră, domnul profesor Ion, care mi-a spus ceva foarte frumos. Laboratoarele sunt viitoarele catedrale ale cunoașterii. Sună bine. Acolo erau roboți. Problema este de a atrage pe tine și mai ales de a dirija această minte care este la început de a descoperi ceva nou spre a pătrunde în intimitatea unor procese cu totul și cu totul noi. Deci în domeniul roboticii, în momentul de față, se lucrează intens pentru o nouă generație de roboți cognitivi,
roboți care colaborează direct cu operatorul uman, prin voce, prin comenzi pe care le dai. Și la noi se lucrează. Deci se lucrează intens și la noi și în colectivul pe care îl coordonez la facultate. Am asemenea tineri foarte talentați. În ultimul timp, doi foarte tineri doctoranți s-au implicat într-un program de cercetare în care încercăm ca roboții mobili să fie conduși cu sisteme bazate pe calculul cu membrane, deci calcul natural. Deci încercăm, deja suntem în relație foarte bună cu profesorul Gheorghe Păun și încercăm să găsim aplicații în domeniul roboticii. Acestui domeniu fascinant din punct de vedere conceptual, din punct de vedere teoretic, noi încercăm să-i dăm și o aplicabilitate în domeniul roboticii. Nu vă e teamă că îi schepați o dată prin laboratoare, mai ales nanoboți, și nu mai prindeți? Nu, să sperăm că nu o să ajungem acolo. Important este că sunt foarte mulți tineri care sunt dorni să cerceteze. Sigur că pasiunea asta pentru cercetare se pierde în timp pentru că nu e susținută în mod corespunzător, pentru că, în mod normal, atunci când găsești un grup de tineri capabili, într-adevăr, să facă cercetare, ar trebui să fie susținuți financiar, ar trebui să-și continue activitatea după ce termină facultatea, să găsească un loc de muncă în care să-și dezvolte abilități. Dar s-a întâmplat și altfel, nu îi ademenesc, ci, uite, profesorii, dacă ții minte, Boldea și Dordea la Timișoara, în transporturi, făcuseră și un vehicul care se ridica levitație magnetică. Vă dați seama, studenții ce s-au pasionat, au venit la, dar au și fost împinși pe asta, iar celebrul profesor Vitali Belousov la Iași, nici nu lăsa pe băiat să termine, pe fată să termine, dar mai mult băieți erau, decât dacă depui o cerere de brevet la ceva. Și mi s-a întâmplat să umblu prin țară, prin diverse fabrici, uzine, institute, și să găsesc studenții lui Belousov care aveau brevetul pentru tarot nu știu cum, șurub nu știu care. A fost o adevărată școală de inventică la Iași și Belousov a avut un rol cu totul deosebit, așa este. E într-adevăr un merit deosebit pe care l-a avut, antrenând foarte mulți tineri spre această... Ca și dumneavoastră, direcție. Membru corespondent al Academiei Române și profesor Vitali Belousov. Academia se implică în asta, apropo? Academia are programe de cercetare, are institute de cercetare, e puțin mai separată de tineretul care este dornic de nou, pentru că prin statut, prin activitățile care derulează, nu are legătură directă cu tinerii. Bun, dar dumneavoastră sunteți și de acolo și de acolo, nu sunteți și membru corespondent. Este adevărat, însă activitatea de cercetare științifică o desfășoară în Politehnică, în universitate. Asta nu înțeleg. Credeți-mă că asta mi-e greu să... De ce nu se deschid ușile și ferestrele astea? Ca să se... Eu vă mărturisesc ceva acum. M-am ținut de... Eram consilierul prezidențial și m-am ținut de capul președintele Iliescu. Doamne, Ministerul Educației și Ministerul Cercetării trebuie cumva să fie la oaltă. Da. Eu îmi imaginam că universitățile și cercetarea științifică sunt un minister. În felul ăsta, institutele cu tare și cu facultățile cu tare sunt obligate să se anglanșeze, și luați și de aici, de la institute, ingineri care sunt șurubari buni de tot și creatori, și îi faceți să predea la studenți. Adânsul a intervenit, l-a convins, cred că din 2000 guvernul s-a așezat sub forma asta. Așa este, cercetarea a venit la minister, dar nu s-a atins obiectivul. Acum, bine, acum s-a ajuns la un minister mamut din ăla în care... Ideea este foarte bună ca învățământul superior cu cercetare să fie la un loc. Este foarte bine. Așa trebuie. Pentru că acolo se desfășoară, practic, toate acțiunile acestea legate de nou, de dezvoltarea unor noi tehnologii, de invenții, de legătură cu realitatea, pentru că în universitate înveți, te duci în institut de cercetare, împreună cu cercetătorul dezvolți un produs, îl transmiți mai departe. Deci e naturală această legătură. Și ți apare și studentul care la un moment dat sară și zice, eu pot, eu fac. Singura problemă care nu merge, și asta e o chestiune care pe mine personal mă doare, pentru că n-am reușit să o finalizăm, ar trebui ca toți acești tineri foarte talentați, oameni care în timpul facultății probează calități de excepție, ar trebui să fie urmăriți în continuare și ajutați să ajungă unde vor, să li se creeze acel mediu de dezvoltare. Atunci nu ar mai putea pleca în altă parte, pentru că mulți tineri pleacă nu neapărat pentru bani sau pentru altceva, pleacă pentru a găsi acel mediu în care el să promoveze capacitatea. Să se realizeze. Să se realizeze nu înseamnă mai mulți bani. Nu. Sau să nu... se realizeze profesional înainte de orice, că un om foarte talentat se preocupă de profesia lui, de meseria lui. Deci aici n-am reușit să punem... Nu mai spun că la cei care pleacă se întâmplă cel mai tragic fenomen cu putință.
De ce pleacă student de nota 9 de la dumneavoastră, de la automatică, de la transportul, de la... și se duce și vinde pizza. Unde se duce? Din păcate. Câștigă mai mult. Sau, vă rog, la mine în familie, întreordesc. Se pierde. Ce vreți mai mare risipă ca asta? An de facultate vrățând o viață în care, sigur, că o să aibă din ce mânca, că nu o să moară și vânzând pizza. Am luat un exemplu. Nu. Aveți dreptate. Da. Adică nu-și valorifică potențialul intelectual de care dispune. Nu reușește să-și continue activitatea pe care, într-adevăr, a îndrăgit-o în facultate. Însă când merge mai departe, nu are cadru creat pentru a fi de... Dar totuși face parte din Uniunea Europeană. Uniunea Europeană pune un accent deosebit pe cercetare. Nu se poate integra cercetarea românească într-un cadru mai larg, cum ar fi cercetarea europeană? Vedeți, e greu de spus integrare, pentru că se vorbește despre area europeană a cercetării, se vorbește de area europeană a educației. Cei mai talentați tineri își au zborul și merg mai puțin în Europa, în America și în Canada. Asta era și o problemă a Uniunii Europene. Deci, practic, cei mai talentați absolvenți de la noi, de la facultate sau din toate facultățile bune din țară, pleacă în străinătate mai departe decât Europa. Aici, în Europa, nu există o politică coerentă de a stimula colective interdisciplinare, de a aduna trădători din toate țările și a-i pune să lucreze împreună pe programe mari. Sunt lansate programele cadru, sunt făcute aplicații, sunt contracte. Din păcate, România nu este foarte activă din acest punct de vedere. Nu câștigă foarte multe contracte în așa fel încât tinerii să fie implicați, să știe ce se întâmplă la nivel european. Nu există o politică coerentă la nivelul universităților și ministerului pentru a promova în mod corespunzător toate aceste programe unde tinerii ar putea merge. Există programul de mobilități Marie Curie, în care tinerii talentați reușesc să ducă în colective de cercetare în Europa. De cele mai multe ori sunt reținuți și lucrează în acele echipe. Ceea ce vreau să spun este că și România este o țară puternică în Europa și ar trebui să-și dezvolte programe de cercetare proprii, să reprezinte o voce de care lumea să țină seama. Avem talente, avem oameni. Am senzația că organizarea ne lipsește și am senzația că modul de a gândi această activitate de cercetare nu este cea corespunzătoare din punct de vedere al susținerii financiare. Apropo, cât din bugetul României e pentru cercetare? Nu pot să vă dau o cifră exactă, dar este sub 0,5. Mi se pare că a scăzut în ultimii 3 ani. A scăzut, a mai crescut în anul 2011, dar din păcate suntem departe de ceea ce ar trebui. Mai avem o problemă foarte grea, pentru că suntem învățați să trăim pe resurse financiare reduse, fără să reușim să atragem resurse din Europa suficiente încât cercetarea să dezvolte așa cum trebuie. Și atunci preocuparea majoră a cercetătorilor este de a atrage bani și mai puțin preocupat de a face cercetarea propriu-zisă și banul să vine ca urmare a cercetării. Adică să descurcăm echipa noastră, să rămânem în viață, mergem paralel cu APSISA, eventual cu... Da, avem acolo, avem bani, supraviețuim. Și dumneavoastră cu profesorul Adrian Curaj și cu momentul când era profesorul Anton Anton, au mai adus fondurile europene, au început să vină. Au venit. În perioada respectivă lucrurile au fost bine, au fost și resurse de la bugetul român. Da. Atunci au fost bani suficienți și începusem foarte bine. Am crescut până la 0,7 din buget. Da? Dar imediat după 2008 am scăzut, s-a jumătățit. A venit și criza, hai să spunem așa. Criza. Dar să mai spun un element. Încă n-am intrat în discuția despre educație pentru învățământul politehnic. Da. De asta l-am invitat pe domnul profesor. Dar hai să mai spunem așa. Sunt, după ultimele cifre, peste 660 de institute și centre de cercetare. Dom'le, nu sunt prea multe, domn profesor? Eu cred că vorbim de bani puțini. Cum eu cred că sunt multe. Eu cred că sunt multe și cred că această criză putea să ne ajute. Putea să ne ajute ca să restructurăm. Să regândim puțin și cercetarea, reorganizând institutele, stabilind clar câteva priorități în cercetare în România, stabilind clar care sunt domeniile în care fiecare institut are capacitate, are resursă, are infrastructura necesară să facă ceva consistent. Ori instituțiile nu s-au restructurat. De altfel, nici universitatea nu și-a organizat activitatea de cercetare așa cum am fi dorit noi.
am tot dorit și am tot transmis la conferințele naționale cercetării universitățile să-și organizeze institute proprii puternice de cercetare în care să angajeze profesorii foarte valoroși să facă cercetare, să facă o normă de cercetare, să facă o normă sau o jumătate de normă didactică și prin cercetare să contribuie la aduce resurse suplimentare pentru învățământ. Din păcate, sunt puține universitățile care au înțeles acest lucru și au făcut. Cei care și-au făcut merg foarte bine. Un exemplu, Universitatea din Brașov și-a făcut asemenea institut. Cea de la Iași, cei de la Cluj. Deci sunt câteva universități care și-au creat asemenea institute. Și Politehnica urmează să-și dezvolte un asemenea institut. Din păcate, Politehnica are foarte multe centre de cercetare. Vă trebuie puțin așa să spun. Eu și Cristian lucrăm la emisiunea asta, unde nu avem nici secretară, nici director, nici director adjunct, nici noi doi facem la șurubelniță, așa. Da. Lucrăm și la o revistă Știință și Tehnică, în care sunt mai mulți tineri, în afară de noi sunt 6 oameni tineri, redactorul șef Nila Manes, pot spune noi, tot un om tânăr care să împingă locurile înainte, nu avem nici acolo secretară, nici portar, nici contabil șef, nici. Ce vreau să spun cu asta, că la 660 de institute, inevitabil sunt directori, director adjunct, contabil șef adjunct și așa mai departe. Păi atunci resurse, sigur că 0,4% cât vor fi ăștia, nu se duce cu lefodică, se duce la fiecare, dar se duce. Se impune o reorganizare altfel. Și aș mai adăuga o problemă care mie mi se pare, cât am apucat eu să urmăresc, destul de gravă. Evaluarea valorii cercetării. Știu că în programul acela care și domnul Coraș și dumneavoastră vorbeați, veneau niște evaluatori externi, niște evaluatori din afara țării care să evalueze cu adevărat obiectiv rezultatele cercetării. Evaluează cu adevărat obiectiv? Da, exprimarea mea așa complet neacademică, multă lume se dă cu păr pe piept că face cercetare. Adevărat. Și cred că și aici ar fi și știu, eu, cum să zic, pun întrebarea pentru că știu că dumneavoastră ați luptat pentru asta. Un sistem de valoare mai precis, mai exact, mai obiectiv, nu găsesc alt cuvânt. Da. Vă vorbesc și despre treaba asta. M-a preocupat foarte mult această problemă, pentru că începând din 1995 am lansat acest mecanism de alocare a resurselor pe bază de calitate, pe bază de performanță. Sigur că au fost la început căutări, experiență redusă, dar încet, încet am ajuns în timp la un mecanism foarte bine pus la punct. Și din punct de vedere al criteriilor, și din punct de vedere al metodologiei, singura problemă care n-am rezolvat a fost cea legată de experții pe care i-am folosit. Din păcate, nu toți experții pe care i-am folosit din România s-au ridicat la nivelul exigențelor unui expert care să fie profesionist, să fie dezinteresat, să facă ceea ce trebuia să facă. Am apelat la experți străini și vreau să vă spun că în exercițiul național de evaluare a cercetării pe care l-am încheiat recent, am folosit 185 de experți dintre cei mai redutabili profesori din toată lumea. Au venit experți și din Japonia, și din Australia, din Statele Unite, din Canada și din toată Europa. Am fost foarte încântat că dintre toți acești experți, mai mult de 60% au plecat cu o părere cu totul deosebită asupra modului cum s-a desfășurat acest exercițiu. Din punct de vedere al procedurii, din punct de vedere al criteriilor pe care le-am selectat și în mod deosebit au plecat cu o impresie o impresie plăcută privind modul cum universitățile și-au organizat activitatea de cercetare. Unele, categoric, nu toate. Exercițiul a dat în final un rezultat care ne dă liniște că am putea să transformăm într-adevăr sistemul de învățământ superior într-un sistem performant. Categoric că nu toate universitățile sunt de aceeași calitate. Nu în toate universitățile și în toate colectivele se face cercetare de vârf. Dar au fost identificate în România câteva universități în care cercetarea este bine conturată, colectivele sunt bine așezate, iar direcțiile de cercetare sunt competitive pe plan european. Cam aceasta este starea în care ne aflăm. Avem sistem de criterii. Avem acest lucru. E bine să folosim străini, dar aș vrea să înțelegem că și în România sunt foarte mulți oameni valoroși, sunt experți de calitate care pot face această evaluare. Noi spunem asta tot timpul. Partea societății românești, care e mult deasupra mersului, așa paralel cu abscisa, este în cercetare, în ciuda
crizei, sărăciei și toate cele spune. O să vă rugăm însă așa, pentru că dumneavoastră acum vă detașați puțin de sistem inevitabil, o să-l priviți un pic deasupra, hai să ne facem socotelile și să ne spuneți, să avem la fiecare emisiune sau la 2, 3, 4 emisiuni o idee. Dacă mergi la Petru Pone la Iași, găsești cercetarea cu tare. Și noi o facem. Dacă te duci la Timișoara, la Institutul de Sudură, care știu că e grozav și mi se pare că e al Politehnicii. Hai să vedem acolo. Sau, deci ne-ar trebui idei din astea în care chiar să scoatem un pic în față. Realizări și direcții. Domnul Frangopol, de pildă, m-a trimis la un tânăr, Tudor Lucian, la Iași, fizician, la universitate. Da. Și am văzut ce poate să construiască în câteva săli un tânăr profesor inimos care a găsit și bani să aducă, a strâns puștime, erau de 23, 24, 25 de ani și cercetau lucru solid. De pildă, dacă într-o masă de bol alimentație, de pildă era, găsești vreo urmă de metal otrăvitor. Asta e deja important. Dacă am mercur în cutare, știu să-l trag și găseam niște metode. Era cercetare solidă și mi-a făcut plăcere. Sunt foarte multe colective. Ei, astea trebuie la dispoziție. Să le folosim în revistă, să le folosim la emisiunea asta, să le dăm și altora. Avem modele, avem rezultate, sunt colective foarte performante. Și la Iași, și la București, peste tot. Avem promisiunea noastră, deci că suntem la curent cu asta. Fără rezerve, și atunci îi instruim și noi pe colegii noștri mai tineri să meargă și să ducă, să... Așa cum pe vremuri se întâmpla la știință și tehnică, vă mărturisesc că cred că în anii 80, 81-82 nici nu stăteam în redacție. Eram din oraș în oraș, din institut în institut, trimiteam prin poștă rapoartele sau dictam la telefon și erau și redactorul șef tânăr atunci, Ioan Albescu, care e un redactor Albescu. Șef grozav. A fost student. Da. Și simțeam că chiar suntem de folos. Bun. Acum, domnul profesor a avut o idee, mi s-a părut salvatoare. Hai să înființăm o asociație, coaliție, a spus dânsul, în care să încercăm să găsim mijloace, măsuri, pași, trepte, prin care să atragem din nou tinerii către învățământul politehnic, către învățământul ingineresc. Eu, profesor de matematică și jurnalist de știință, voi spune sus și tare că inginerii țin în spatele lor societatea umană. Deci și societatea mioritică. Și că fără inginer nu se poate. Creding se numește și vă rog acum pe dumneavoastră să o dezvoltați. Da. Aș vrea să spun doar că ideea a venit de la un studiu pe care l-am citit în Statele Unite privind educația în inginerie. De mai mulți ani în Statele Unite există o efervescență, o largă dezbatere cum pregătim inginerii pentru a face față unor provocări noi pentru acest secol. Academia de Științe inginerești din Statele Unite au identificat 14 mari provocări ale acestui secol. Încep cu una și cea mai reprezentativă, să zic, din cele 14. Cum să folosim energia soarelui în folosul omenirii? Aceasta este o preocupare majoră a multor cercetători. Încă e foarte costisitoare, e foarte greu de atras. Am identificat doar 2% aplicații ale energiei solare în așa. Și atunci, citind aceste materiale, mi s-a părut firesc să mă întreb, oare inginerii români sunt pregătiți să facă față acestor provocări ale acestui secol? Suntem noi capabili să înțelegem ce se întâmplă în lume? Mai mult, ce se întâmplă cu generația următoare de calculatoare? Reușim noi să înțelegem această nouă generație? Reușim să înțelegem acea paradigmă cyber-physical system care se dezvoltă în momentul de față în Statele Unite ca program național? Și sigur că știind bine învățământul superior, mi s-a părut că ar trebui să schimbăm mult. Cum să procedăm? Am organizat o primă conferință, Educația în Inginerie, încotro. Au venit peste 60 de oameni, profesori din învățământul superior, oameni care sunt dornici să îmbunătățească sistemul de învățământ. Acolo a apărut ideea să înființăm o asemenea coaliție în care împreună cu reprezentanții mediului economic, profesori universitari, să încercăm să croim o nouă viziune privind inginerul de mâine. Cum să-l pregătim în așa fel încât să nu fie supus, bombardat cu multe cunoștințe, fără ca ele să devină abilități și să fie utilizate în a rezolva probleme, ci pur și simplu să-l facem să fie creativ, să dezvolte noi produse, să înțeleagă ce se întâmplă cu mediul
ce se întâmplă cu globalizarea, ce înseamnă eco-economie, ce înseamnă produse curate și așa mai departe. Acesta este motivul pentru care am lansat această chemare de a organiza această coaliție. În primul rând, să regândim sistemul de învățământ superior, pornind de la aceste cerințe noi, pentru că în următorii 10-15 ani, tehnologia va evolua de așa manieră încât s-ar putea să nu mai înțelegem. Vrăjitorie, Și atunci, inginerul nostru, dacă îl pregătim ca acum 30 de ani sau acum 50 de ani, o să rămână practic descumpănit în fața unor asemenea noutăți. El trebuie să fie adaptat, permanent să fie adaptiv, să fie capabil să înțeleagă și mai ales să participe. Asta e motivul pentru care s-a creat această coaliție, dar nu numai cu acest scop. Scopul, să spunem, secundar, a fost și acela de a încerca să identificăm la nivel național acele zone în inginerie, acele sectoare ale industriei în care inginerii români să-și dea aportul, să-și aducă aportul pentru a construi ceva, a realiza o nouă industrie românească. Sigur că în momentul de față avem industrie, avem foarte multe concerne, au venit și au dezvoltat, dar nu mai avem o industrie bazată pe un produs conceput de români. Și noi să fim cei care exportăm produsul nostru, al românilor. Aș vrea ca inginerii români să fie antrenați spre această direcție, de a crea ceva, de a găsi o nișă sau mai multe nișe în care produse românești să poată să fie vândute în întreaga lume. Ați avut, zic eu, așa un moment de inspirație când l-ați invitat pe directorul general de la Uzinele Dacia Pitești, pe domnul Stroie, care bănuiesc că a fost student la Politehnica la noastră, da? Așa este, eram și la care este reprezentantul cel mai avizat al lumii industriei și care e activ acolo, a și spus ce trebuie, ce le trebuie lor, ce nevoie avem, a dat exemplu de pildă de accesorii, da, la care a făcut apel către industria chimică la noi. Hai să facem la noi, de ce să dăm comandă în alte parte? Dar Renault a făcut și un centru de cercetare, da, aici. Da, foarte estimabil. Ceea ce este un lucru, da, extrem de, da, important. Sunt peste 2500 de angajați deja. Extraordinar. Avem foarte mulți ingineri absolvenți de la noi, la Politehnică, dar din toate politehnicile, triați foarte bine, dar oameni care sunt în concordanță cu cerințele, cu exigențele unui asemenea institut. Se lucrează foarte bine. Iar domnul director Stroie este un om de calitate specială. Așa, așa. E un român care a dorit și dorește în continuare să producem, ca România să fie o țară stimată și din punct de vedere al tehnologiei și a industriei. Iar inginerii români, trebuie să recunoaștem că totuși România are câteva contribuții majore în tehnologie, în industrie, în știință. Coandă, Băul Constantinescu, Menisescu, Urmuzescu. N-a fost arogant domnul Stroie, a reușit să fie modest, aparent modest așa, când a spus, noi aducem la Pitești 2% din PIB României. Extraordinar, domnule, este parte de industrie, mii de oameni care lucrează, oameni cu pregătire, nu oricine. Și gândiți-vă că oamenii de acolo, marea majoritate, sunt formați în România, în școlile noastre. Ori, iarăși revin, școala are forță să se adapteze, școala are posibilitatea de a produce asemenea resurse pentru industrie modernă. Numai că trebuie să restructurăm, trebuie să reorganizăm. Trebuie, trebuie convinsă și industria să devină modernă și în ansamblul ei, pentru nu numai că, bucățele. Și dacă mai țineți înainte vremea când absolvenții dumneavoastră plecau pe ogoarele patriei, adică în uzinele. Da. Și erau celebre bancuri cu inginerul proaspăt sosit la, purta un nume special proaspătul inginer angajat acolo, pe care nu-l băgea. Stagiar. Nimeni, erau bancuri cu vampirii care mâncaseră femeia de serviciu și erau luați la zor, vină-vă proștilor, tocmai pe asta am mâncat toți. Eu am mâncat, zice un alt vampir, câțiva, patru stagiari, nu va băga nimeni, nu-i observat de la... Deci nu erau, nici stagiarii nu erau imediat făgătuți. Nu se integrau imediat, să știți, însă... Dar și un exces de ingineri. Nu numai exces, eu am lucrat un șantier la Craiova, la combinatul chimic când se construia și a venit de la Iași toată generația pe care o scotea facultatea de chimie din Iași. Nu știau nimic la început. Erau tobă de carte și nu puteam mâna pe nimeni, nu-i lăsau meșterii mai știți, nu, că atingă ceva să nu știu. Peste un an schimbaseră trasee. Da. Deci reproiectaseră diverse scheme. Absolut. Care erau mult mai ieftine. Deci, după aia se adaptează, dar ceva
lipsește, știi, momentul practic, acum, așa să spun. Știți cum e? Un inginer care se pregătește în universitate nu poate să rezolve niște probleme concrete imediat când ajunge acolo. N-are cum. Pentru că el n-a fost pregătit pe o problemă. El a El a fost pregătit pe orizont larg, pe pregătire fundamentală suficientă, pe pregătire tehnică, în așa fel încât să poată să abordeze orice în perspectivă. Și de asta evoluează. Da. La ideea profesorului, rolul emisiunii noastre este, și cu asta m-am angajat eu la Credic, să mai adăugăm două valențe la care inginerii și profesorii nu se gândesc inițial. Va veni momentul, v-am spus în 2008 la CNCSIS-ul de la Cluj, când nu veți mai avea clienți, nu veți mai avea absolvenți de licee care se ducă la facultățile tehnice, pentru că deșteptul clasei mele, eu sunt profesor de liceu, deșteptul clasei mele, care înainte mergea la politehnică, la matematică, la medicină, da, acum se duce la finanțe, bănci și la, la drept, ca să vâre bani în buzunar, căci în capitalism trăim acum. E, sigur că lucrurile s-au mai schimbat cu criza asta, dar nu suficient de mult. Deci încă vă mai trebuie să vă atragem tinerii care eventual se uită acum la noi și poate zice unuia, uite, el nu mai ține cont de tata lui și mama lui, că e altfel viața. Dar zice, uite, și poate că sunt lucruri interesante, poate că asta ar trebui să fac. Deci asta e unul dintre roluri. Al doilea, dacă poporul român nu votează cu dumneavoastră și nu zice, da, hai să dăm bani peste 0,4 la cercetare, să-i spunem deputatului și senatorului să susțină ideea și zice dimpotrivă, ia mai terminați voi cu ăștia că nu ne trebuie, atunci n-aveți susținere nici pentru legislația viitoare. Deci cel puțin două motive pentru care aveți nevoie de noi și, și ăsta trebuie să fie rolul lui Credic în legătură cu ulmea ziariștilor, profesioniști, cu revistele și cărțile. E foarte important. E foarte important și eu sper că dumneavoastră să ne ajutați foarte mult, în primul rând să atragem tinerii talentați spre inginerie. Domnule, așa cum a spus, inginerii au un rol cu totul special în societate și lumea trebuie să priceapă, domnule. Tot ce s-a construit în lumea asta se bazează pe această expertiză. Expertiză deosebită, care au inginerii. Trebuie să tratați în primul rând cu atenție, cu grijă, că sunt oameni care creează bunuri, produse de care beneficiem toți. Doi, trebuie să îndreptăm către această specialitate, către această meserie, tineri capabili să o facă ca lume. Că ingineri sunt mulți, dar nu sunt foarte mulți buni. Problema este că noi trebuie să scoatem ingineri buni, capabili să producă lucruri cu totul deosebite. Și atunci, dacă americanii și-au pus problema în 2000 să gândească sistemul de educație apelând la o prescurtare pe care o spun ca atare pentru că mi-e mai ușor, au spus, domnule, trebuie să pregătim tinerii pentru inginerie dând drumul la un program de tip STEM. Asta înseamnă Science, Technology, Engineering and Mathematics. Dacă acolo s-a pus problema să selecteze copiii care au înclinații spre știință, spre aceste tehnologii, spre matematică, pentru că ingineria fără matematică nu se poate, atunci în mod firesc și noi ar trebui să ne gândim ca încă din clasele elementare să găsim acei copii capabili să aibă mintea astfel orientată spre creație. Și atunci un program de recrutare a tinerilor, de selectare a lor, de altfel, atunci când am candidat la rector, am pus această în strategia mea, am spus să existe un sistem de selecție a tinerilor pentru politehnică în așa fel încât să avem o materie primă cu care să lucrăm eficient. Nu orice tânăr care termină un liceu poate deveni și un bun inginer. Dar asta se întâmpla pe vremea când da, eram model high la politehnică, pentru că trimitea taicătul, se ducea bietul băiat și el nu putea. Matematică, el da, șurubelnița nu putea să o învâre în urmărea în da, sensul da, niciodată. Dați-mi voie să fiu vetust, prăfuit și expirat. Când prin 2000 sau 98 s-au inventat expirații pe nu știu, la nu știu care ziar, da, m-am trezit expirat, scris acolo, dar după aia am văzut că și Ion Iliescu și Petre Roma și Eugen Simion a expirat, plăcea cuvântul unora, da. Bun. Și să vă propun să vă gândiți la ce făceau pe vremuri pionierii. Organizația Pionierilor a fost o asociație exemplară, în afară de câteva prostii politice pro-Ceaușescu, încolo avea concurs de mini-tehnicus, cu campionat național la București, cu etape regionale, școlare, veneau toți șurubarii mititei să vreau în asta. Aeromodele, navomodele, pe asta numai eu cât am filmat lacrimi, râuri de lacrimi la pierderi de premii, la așa, rachetomodele. Copii deci, ambițioși care vreau să concurs de roboți la ăștia mititei.
știu. Deschide-le ușa, fă-le, dă-i un pic, și asta e cu o cheltuială atât de mică, domnul profesor. Sunt vacanțele astea lungi. Ministerul a impus acum o săptămână de altfel de școală, sau nu știu cum este. Hai să puneți pentru așa ceva. Domnul să fie pătimași. Avem o problemă. Nu avem profesori pasionați și dorni să facă. Copiii sunt tot aceia, sunt copii buni. Sunt dorni să facă ceva nou. Ar trebui să existe cel care pune în mișcare un asemenea mecanism. Ar trebui stimulați profesorii. Domnul profesor, noi doi suntem implicați de ani și ani de zile într-un salon mini-inventică, Evrica, care e la Târgu de Carte Gaudeamus, și trebuie să vă spun că anul ăsta câți erau chestii? Cred că erau peste 40 de copii. Peste 40 și toți meritau primul întâi. Și mulți profesori veniți entuziaști cu ei. Da. De la Constanța Ion Băraru, amicunosul, un tip extraordinar. Ar trebui și revista dată să producă profesori. Deci noi avem un program de cercetare științifică, revista Știință și Tehnică. Respectiv, Marcu Lieriu a avut inițiativa, redactorul șef. Am ridicat un balon în stratosferă, la 35.000 de metri înălțime. Urmează în etapele următoare. Adică un program de cercetare pentru treaba asta? Nu, cum? L-a făcut noi. Cum? Și simplu, fără niciun program, fără niciun contract. Fundația Dinu Patriciu a susținut asta? Fundația a susținut. Și 36.000 de metri. Stați să vă spun etapa următoare. Etapa următoare, dau din casă, dar sper să nu, nu era chiar așa ultra secret. Concurența nu. Venim cu baloanele și dăm spațiu în acela balonului pentru cercetare de către universități și de către licee. Fiecare are la dispoziție un volum și o masă și chestia aia să consume ceva, adică o anumită cantitate de energie. Și să, ce poți face cu un asemenea balon? Ce cercetare? Ei trebuie să propună. Bine cu ideea, da. Și eu cred că lucrurile astea, cred că tipul acesta de activități pe care știți știința sunt convins că le va face și în continuare, cred că ar putea să fie încă un centru de cristalizare, de coagulare, ca la maioneză. Știți că s-a tăiat maioneza, câte o bucățică, câte puțin, știți că ar putea să fie unul. Târgu, sau expoziția de inventică de la Gaudeamus, altceva. Profesori care sunt extraordinar de pasionați ar putea să contribuie și. Dar totuși ar trebui integrate astea totuși sub aripă. De pildă, dacă Universitatea Politehnică din București a reușit cumva să dea girul, să nu știu cum să spun eu, se adune pe toți sub aripă ei, nu să le dea bani neapărat, dar să-i pună în legătură unii cu alții, să... Da. Eu cred că în România, ca în oricare loc de pe planeta asta, există o cantitate mare, mare de energie care stă nefolosită, pur și simplu. Sunt convins de energie și creativitate. Și nu uitați, România e o țară care de 100 de ani merge la școală. Da. Deci de la Spirul Harit încoace suntem pe o altă curbă de evoluție, pentru că asta nu s-a întâmplat la multe țări în lume. De 100 de ani să-ți meargă aproape integral, în afară de cazurile patologice, să-ți meargă la școală. Deci avem, la ce spune colegul meu înseamnă așa, convingem Politehnica București, Iași, Brașov poate, să rămână deschisă o săptămână, două în timpul verii și să vină puștimea, noi dăm sfoară în țară. Okay. Și hai să băi copii, să facem robot și să ducem în stratosferă, cum spune, și putem, să... Putem și vă spun prin ce, prin această asociație care am ființat-o, Creding. Da. Pentru că am ființat filiale în toate centrele mari, și la Timișoara, și la Cluj. Oamenii care coordonează filiale sunt oameni inimoși, oameni dorni să facă ceva și sunt convins că putem face. În Politehnică, deschiderea fără rezerve e totală. Deci trebuie să gândim un plan, trebuie să gândim... De altfel, în luna mai, când avem conferința pe care o organizează Creding, în care lansăm planul de acțiuni al acestei asociații, vom veni cu câteva măsuri foarte concrete. Cum putem să... Dumneavoastră, la ultima ședință, când ați venit cu câteva idei, le-am notat. Sunt lucruri extraordinare, să luăm legătură cu Agir, să facem în Calea Victoriei acel un club. Eu asta îmi doresc. Ar putea fi și aici, sunt convins că universitatea ar vrea. Acolo deci un fel de club de știință și tehnică să se numească, dar să fie Creding acolo. Sigur. Să vină Agirul, Academia de Științe Tehnice. Da. Să încercăm să coagulăm asemenea resurse și să luăm câțiva copii întâi. Apoi asta să transmite la toți. Eu m-am oferit să stau o după-amiază pe săptămână de serviciu. Dați convins că și Cristian bine și ceilalți colegi și găsim și alții care stau asta acolo. Cred că am putea deja să facem împreună o vizită la Agir, să discutăm cu domnul Mihăiță, să stabilim. Vă zice precis, fără rezerve. Deci să găsim cadrul și să declanșăm acțiunea, să o anunțăm
Mai mult, eu pe dânsul cred că l-am convins să primească think tanks, astea, grupurile de reflexie diverse, care pe vremuri erau la Comisia UNESCO și nu mai sunt, lucrurile s-au schimbat, și sunt așa, este de pildă un grup al profesorilor Estian, de Științe de Frontieră, care se întâlnește după amiază pe lună. Un altul care se cheamă Mane Cognitivă, al lui profesorul, al lui inginerul Luca Gherasim, despre încercarea de a pune, de a cuantifica, să spunem, capacitatea de ce s-a învățat, știi, spune, managementul cunoașterii. Și sunt multe, direcții, deschise acolo, grupurile astea pot să atragă oameni. O și anunțate în timp, o să fie menținute ca program, să știe lumea când e planificată fiecare asemenea activitate. E o treabă foarte bună. Fără să faci experiența acolo, dar acolo te poți înțelege cu politehniștii și face profesorul Radu Dobrescu la dumneavoastră, face de altfel ce ați făcut și dumneavoastră. Întâlniri între biologi și medici, biologi și ingineri, și am zis foarte interesant. Reluăm acum seminarul cu Ingineria Minții. Ingineria Minții, ce frumos. De 2 ani am declanșat această treabă. Tineri asistenți, tineri studenți din master la doctorat cu domenii conexe, neuroștiințe, biologie, matematică, fizică. Deci nu e o dezbatere de câte două ore jumate, 3 ore, în care pleci de acolo relaxat. Pentru că vezi idei noi, vezi cum gândesc oamenii. E un lucru cu totul special. Cred că lui Cristian am mai spus asta. Am avut o întâlnire la liceul Petru Rareș din Piatra Neamț cu elevii. Liceu excepțional, 140 de ani de chimie, cadre, profesor, director, nu vă spun, de lux, laboratoare, 4 telescoape. Era directul adjunct profesor de fizică când avea 4 telescoape și îți vorbea despre ele, domnule, îți dai seama, știi cum e atmosfera. Și plin de puștime, care era gata acolo să uite și timpul zilei la telescop. Și le-am făcut eu capul mare, uite viitorul cum o să fie, uite, le-am pus ceea ce fac de obicei, probabil de, nu știu, 30-40 de ori pe an în diverse locuri. Ieșim de acolo de sală și s-a apropiat de mine o fetiță cu ochii strălucitori așa. Și îmi spune, acum știu ce am să fac. Am să fac fizică medicală. Excepțional. Eu am rămas tablou, că nu despre asta le vorbisem. Dar cine știe ce neclicuri să făcuse în căpșorul ei? Și ea dintr-o dată știa, eu am să fac fizică medicală. Mie mi se pare că e foarte util o asemenea deschidere, o asemenea dezbatere de diverse probleme. Și aici, acolo le-am propus și funcționează deja, Club de Știință al Școlii, după cum are prietenul Băraru și merită poate să povestească Cristian despre profesorul de fizică Ion Băraru, extraordinar, și asta trebuie să generalizeze. Deci v-am vorbit despre nivelul copil mic, ce făceau pionierii înainte, e de regândit la nivelul tehnic, dar și experimentele de care spune colegul Cristian Român și club de știință în fiecare școală, și atunci aveți cu cine discuta. Vă puteți duce dumneavoastră, mari rector, mari profesori. Câte mulți tineri talentați sunt în liceele noastre. De Băraru. Și aș mai adăuga, o să spun imediat de Băraru, dar să nu uit. Și aș mai adăuga ceva foarte important. Dacă intru pe site-urile universităților mari, de dincolo de hotare, văd că multe dintre ele, nu chiar toate, dar cele importante au un fel de rubrică, știință pentru tine, știință pentru copii, știință pentru... Îi atrage, li se spune povestea. Dacă vii la mine la universitate, înveți cu tare pe site. Eu intru pe site-ul Politehnicii și e cam obositor. Nu existăm. M-am uitat la lucrurile științifice, să știți. Le citesc destul de des. Și apropo de domnul Băraru, acum asta a fost paranteza mea și e un mic reproș, dar trebuie făcut ceva în zona asta. Profesorul Băraru, Constanța, liceul mic acel bătrân, el de ani de zile aproape că este abonat. Cum am eu abonament la metrou, el are abonament la NASA să ia cât un premiu. Premiu întâi sau premiu, marele premiu. Asta concurând în cadrul concursului respectiv, elevi din licee din toată lumea, mulți din Statele Unite. Ce trebuie să facă ei? Ei trebuie să facă stații spațiale fel și chip, baze marțiene, baze lunare. Dar ei trebuie, de fapt, să rezolvă. Sunt pe hârtie, sunt niște proiecte, cum să le zic eu, nu complicate, dar nici simple. Lor li se pun niște probleme care trebuie să le rezolve. Și soluțiile cele mai bune ale
Bine, vă dați seama, nu e vorba de o soluție, gata, l-am trimis pe masă folosind, da. Dar discutăm cu ei fiecare an, pur și simplu mă uimesc. E o zonă la care, pe care o cunosc destul de bine, dar în fiecare an aflu ceva nou, e cum să vă zic, e de-a dreptul copleșitor. Și iarăși mă gândesc, școala Băraru, dar zice eu, de stații spațiale. Mai avem la liceu Ion Vianu care participă. Asta, nu, cu Băraru să spunem așa. Deci, de ani de zile se întâmplă asta. De câte ori am fost la, de pildă, unul din proiecte era stații circummarțiene, stații... erau 6 echipe la concurență. Deci echipe de la clasa 12 până la... și de la gimnazii chemeau, cu fiecare, cu exobiologul de bord, cu astrofizicianul, cu... și lucrau la concurență. Și domn profesor, asta era sâmbătă și duminică. Mă înțelegeți? Sâmbătă și duminică, profesorul Băraru, dar și doi tineri profesori care erau cu el, dar și directorul școlii era acolo. Deci, și toată școala entuziastă și... Domnule, dacă s-ar generaliza și am găsit... S-ar generaliza, nu, că mai este un exemplu. Mai sunt niște campioni NASA. Deci NASA are un concurs... Erau la Iași. Nu, păștia de la liceu din Vianu din București. Liceu Vianu din București, dar profesora Stoica. Trebuie să facă vehicule de mers pe lună. Deci lunar mobile, să le zicem. Da. E drept, trebuie să le facă cu mijloace obișnuite, dar concurează cu ele. E bine, au avut, nu mai știu, premiul 2 sau mențiune specială, în fiecare an au avut și câte un premiu. Ori lucrurile astea, cum să vă zic, eu nu, e un amestec de entuziasm și emoții. Eu chiar sunt emoționat când văd că fără să oblige nimeni, asta este de plăcere. Acum, pentru știință, pasiunea îndeamnă să faci un aparat așteptând să dea ceva pentru treaba asta. O faci că ai această dorință de a face ceva nou, de a crea ceva. Și bucuria aceluia care descoperă, care trebuie să adunăm la un loc și de asta mă gândeam. Eu cred că Universitatea trebuie să adunăm, din potrivă trebuie apăsați și ei să se bucă toate părțile. Adică adunați la un loc, după să vă gândesc, de puși în legătură din diferite zone. Pe rețea. Da, pe rețea. Și asta se facă, să ne propune să facă creding. Deci hai să facem o rețea. Să identifice colectiv. În care să fie colective, deci cluburi, cum spuneam, competiții care să existe la nivelul copiilor, vă dă seama, copilul care pleacă de acasă cu jucăria lui, ți-o prezintă ție, știu pe unul în Oradea, cred că mai ajunge până aici, știi? E până clasa a 6-a, ia mereu marele premiu, și la categoria lui de vârstă, și când îl chem din pină mă încoace, imediat scoate din buzunar toate cele. Deci el are automobilul lui care îl umflă, la pune bateriile și ăla începe să meargă și să strânge toată lumea. El e deja inginer. Este colosală. La Suceava avem un grup foarte bun. Dacă s-ar putea crea la nivelul fiecărui oraș mare, asemenea, centre de creație, în care se poate veni tine. Cum era pe vremuri la Palatul Pionerilor? Erau diferitele cercuri tehnico aplicative, sună lemnos. Cu competițiile lor, cu toate cele. Era un loc în care se învăța inginerie destul de avansată. Nu? În domeniul electronic erau, că erau radioamatori, că erau vânători de vulpi. Că... Credingu își propune și așa ceva. Sigur, să atragă copiii talentați către inginerie și, băi, ales să producem ceva, doamne, să ieșim cu ceva deosebit. Pentru că țara are forță. Eu aș ști de unde să-l scot, de la Naftalina, pe cel care conducea la Pioneri programele astea de mini-tehnicus. Știu de unde să-l iau și vi-l aduc. Haideți să-l luați și îi punem. Da. E profesor de matematică la un liceu bucureștean și era grozav de tare și un altul e profesor de matematică ieșit la pensie la un liceu craiovan. Deci cu ăștia doi putem să putem la luați. Ca să fim puțin nostalgici, țin minte la expoziție mini-tehnicus, au venit, nu știu unde, erau Tulcea, Galați, un vehicul cu pernă de aer. Da. Și care chiar și mergea, și nu că mergea unul singur, era măricel făcut. Vă dați seama câtă inginerie au deprins tinerii aceia? Câte lucruri au putut rezolva? Și ce o să facă noi, pe urmă? Că nu avem un vehicul cu pernă de aer, așa să zicem, să-l vindem în serie mare. Nu, dar aveam la Institutul de la de cercetări de la Galați, cum se cheamă, de cercetări... Navale, cred că era... Navale, de cercetări navale, dar și aveam un institut excepțional. Da, un institut foarte bun și avem pe pernă de aer o chestie care era drăguță, îmi plăcea, mergea, am mers. Am văzut o expoziție a realizărilor economiei naționale, că asta era terminologia. Da, uitați-vă câte cercetări s-au făcut pentru energie eoliană. Da. Deci, s-au îngropat inutil o serie întreagă de programe dezvoltate la Timișoara, la Brașov,
Ca să ajungem acum să constatăm că, de fapt, în Dobrogea avem șansa să creăm multe ferme. Acum și sunt. Peste tot. Avem... De ce? Trebuie să vă spun că am făcut o filmare de o oră pentru, pentru televiziunea publică acolo. A furisitele n-au vrut să învârtă deloc. N-a bătut. Nu te-a bătut. Nu, dar a fost o perioadă când s-au bătut și au produs mai mult decât producea centrala nuclear. Dar mă rog, efectul dramatic s-a stricat. Deci cu Credingul eu cred că putem face foarte multe lucruri. Și eu sper să ne mobilizăm toți cei care suntem acolo să facem ceva pentru... Emisiunea noastră este la dispoziția Creding atunci când aveți nevoie. Vă propun să vă gândiți și să cereți dumneavoastră, poate să folosim pe Sorin Dinea, care a fost la noi în emisiune de mai multe ori, și să facem o emisiune, un șir lung de emisiuni, cu artefactele care se găsesc în Muzeul Politehnic, Muzeul Dumneavoastră. Unde se pot lua una câte una și spune într-un sfert de oră, 10 minute, povestea prime centrale telefonice care e acolo, computer străvechi, calculator personal creat la noi. Există și Muzeul Tehnic Dimitrie Leonida, care și asta, dar hai să începem cu Politehnica, că ce credi? Vă întreb ca să vă spun așa, mi-a deschis ușa, am intrat într-o curte cu bălării în care sunt două schelete de avioane, două miguri, da? Și mi-a zis acolo un colț Aurelu Laicu și a făcut aparatul. Asta e mețitor, știi, locul în care Aurelu Laicu... Da, în muzeul ăsta, l-ați fost, l-ați vizitat? Muzeul de Politehnică. În Polizu. Doamne, e magnific. Eu acolo mi-am desfășurat n-am reușit să ducem la capăt, că proiectul e, dacă vă uitați pe proiectul care l-am făcut în 2003, toată zona e... Deja e frumos cu ce e înăuntru, el e utilizabil. Am putea să facem niște lucruri să funcționeze, să atragem copii, să vină... Exact, într-un circuit în care să chem copilul din țară la un traseu care să fie Muzeul Tehnic Leonida, Muzeul Politehnicii, Muzeul de Geologie și Grigore Antipa, care o splendoare, toată stima pentru ce a făcut ea. Plus observatorul astronomic mic seara, îl trimiți înapoi la Baia Mare, doctor pe la mititel. Toate astea trebuie... L-am inclus în circuit. E inclus în circuitul marilor muzeele României. Nu, e un muzeu merită văzut, să știți. Nu, o să... Până acolo vezi cum iese puțin soarele afară așa și își lase de Eu cred că se poate face foarte mult cu această coaliție. Eu îmi pun mari speranțe că mișcăm ceva în țara asta, că atragem către inginerie oameni talentați, copii care pot deveni în perspectivă valori care să ducă inginerie mai departe. Se spune că profesorul Anton Anton și profesorul Radu Danian de la Universitatea de Construcții, oameni care chiar știu că au fost prezenți, că Radu Munteanu de la Cluj a fost, că este reprezentant al Timișoarei. Este profesorul Resiga, care e un specialist cu totul de sumit în domeniul fluidelor. Adică am constituit un nucleu de oameni entuziaști, oameni care au un spate deosebit și care pot să facă ceva. Și mai trebuie făcut ceva. Schimbată imaginea inginerului din societate. Este unul dintre obiective. Din păcate, puterea de cuvântului au cei care... Dacă citiți pe site-ul www.credic.ro, vedeți exact ca obiectiv, inclusiv restaurarea acestui... Haideți să recomandăm, poate rugăm pe colegi să și scrie. Nu, www.credic.ro. Credic.ro. Cred în inginerie. Se poate traduce așa, foarte bună idee. Bravo! Coaliția Română pentru Educație în Inginerie. Eu am avut o problemă când am terminat, imediat după Revoluție, când am văzut, până atunci nu credeam că inginerul e stâlpul societății sau că ar fi altceva. Adică creatorul civilizației. Nici neimportant. Dar când uite că n-au ce scris colegii, exact asta. Ah, cred, .ro. .ro. În loc de .ro. .ro de la România. Da. Nu, o să se corecteze. Da. Oricum, am repetat de atâtea ori că să... Și când m-am trezit că inginerul e cumva privit cu dispreț, nu ajunsesem, eu trăiam numai în mediul inginerii și nu știam că există această problemă. Cum am ieșit din mediul meu ingineresc, m-am trezit că un inginer și ăla, comentarii de tipul ăsta.
Bun, erau bancurile alea cu inginerul cu ochi inteligenți, dar... Era preocuparea asta de a... Bine, nu se poate exprima puțin, în limbajul obișnuit, pentru că inginerul e obișnuit. Păi, toată treaba a fost corelată și cu industria, că industria era proastă, deci inginerii erau proștii care n-au făcut... Nu și-a mai fost o problemă, deci, trebuie să recunoaștem. Era scos și în exces ingineri. Erau mulți, e adevărat. Și nu se justifica... Nu să vă zic eu, în viața mea, așa, cred că vreo 40-50% am întâlnit din ingineri, ingineri. Bă, Cristian, asta s-a întâmplat și pentru că industriile erau prea multe. Ne vărâsem mult prea multe. Prea multe. Exact. Și nu trebuia să... Fiecare țară e specializată, fiecare... Nu, dar ajungea inginerul în fabrică domenii, fiind, da, să facă mărunțișuri. Nu făcea ce e pregătit, pentru ce era pregătit. Nu face inginerii. Să mai spunem despre inițiativa domnului profesor Dumitrache, care mi s-a părut remarcabilă, și pe care tot prin Credinco să încercăm, să o dezvoltăm, a făcut un apel către lumea satului. România, cum știm, poate hrăni teoretic 80 de milioane de oameni. Sigur că e vorba pentru asta de o agricultură avansată, de o agricultură industrializată. Ideea unei industrii mobile, asta a fost propunerea mea, dar o industrie care să vă ajute pe dumneavoastră fermierii, pe dumneavoastră inginerii agronomi, să obține mai mult, o raționalizare a teritoriului, o așezare a inteligenței inginerești în ceea ce dă, poate să dea pământul, eu cred că poate să fie de mare viitor. Așa că și pe această cale facem un apel către lumea satului, către... Eu îmi doresc ca România să rămână rurală. Să știți, eu mi-aș dori România rurală din 2050 să existe cu adevărat. Pentru că se trăiește mai bine aici decât în multe alte părți. Și aceasta să fie oferta lumii inginerești către lumea satului, aceea că haide să punem un pic de ordine, să punem un pic de logică pe lobul frontal al civilizației omului așa, să știți că noi, inginerii, contăm. Asta a fost discuția despre credinții astăzi. Domnul profesor Ion Dumitrache, membru corespondent al Academiei, pe care, cum știu, foarte activ, putem conta pe domnia sa, că, într-adevăr, vom împărți la manivelă și să ajutăm să intre lumea în normalitate. Da. O seară bună, vă doresc!